Ați asistat atunci când la școala numărul 1, la școala gimnazială Carol I, s-a demolat WC-urile? Da, da. Când a început să scoată Vasilii WC-ul, a început să iasă șobolan, popugeați, când încolo, când încolo. Când a demolat acoperișul la fel, era între bata aia și numai șobolan morți. Da. Erau condiții de igienă acolo la WC-urile? Nu, nu. Păi da, dacă era vechi, le-am vopsit noi. Ce fel de WC-uri? Am auzit că erau din alea vechi. WC-ul turcesc, dar la primii tipuri care era vechi. Și pe acolo ieșeau șobolanii prin WC. Da, pe când șobolanii era sub vasul WC-ul. Am înțeles, și la copii băieții urinau într-un șgheap din ăsta. Păi avea un loc făcut. Și acum o firmă privată a vrut să financeze reabilitarea școlii. Da, a vrut să facă un gest frumos pentru copiii noștri. De cât timp lucrați aici? Nu lucrez aici, eu s-a adus la școala 7. Da. M-a adus aici ca să ajut, adică să avem copii, colegii mei în concediu și ca să ia. Ce părere aveți de această situație? Foarte, a vrut să facă ceva și nu vedeți că pentru orașul nostru nu se poate. Ce face ceva bun, nu e bine pentru oraș. Dacă ați fi fost în locul finanțatorului, societății private, cum ați fi reacționat? Nu băgam bani. Vă spun, îi făceam decât clasa fetii mele și atât. Eu nu băgam. A făcut WC-ul în școală și domnul primar a spus că îi face dosar doamnei Naghi, că de ce l-a făcut în școală, un WC-ul modern pentru băieți. Păi și în școală trebuie toalete pentru copii mai ales. Mai ales că cele vechi aveau șobolani, spun salariații. Sigur că da. Cum să demolă, cum să nu fie un lucru bun în școală toaleta? Doamnă, ca și părinte, dacă fata, băiatul dumneavoastră, ar frecventa un WC-ul din ăsta cu șobolani, ce părere ați avea? Ar trebui demolat? Normal, sigur că da. Și iată că o firmă a demolat WC-ul și a reconstruit în altă parte și domnul primar nu e de acord. Amenință firma cu dosare. E bună toaleta în școală la copii, mai ales și iarna. Și uite, la școala 2 are și afară pentru cei mai mari sau cine când are sportul, dar au și în interiorul școlii. Și ce părere aveți despre această situație? Prin faptul că o companie privată a finanțat reabilitarea? Vrea să strice, nu e corect așa ceva.